Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem pe data de 7 mai. Ce scuze, am uitat jucăriile. Jucărilele. Am uitat. Astăzi este o zi din 7 mai 2022 și ne-am pregătit pentru a pregăti creșterea măcilor în prezența reginei. Pentru acest lucru stucul trebuie configurat, adică lada. Am ales o colonie aproximativ puternică, nu e foarte, nici foarte puternică, nici mai slabă, dar ea va crește bocii respectiv. Acum, pentru această lucrare, configurarea este simplă. Eu dețin aceste lăzi ursul, regina va fi izolată, dar, cum să zic, izolată față de boci. Va fi ca să nu vină să roadă bocile și atunci o să căutăm regina, o mutăm în partea stângă cum mă uit eu și în partea dreaptă facem configurarea pentru a lua în creștere aceste boci. Bun, se dă drumul. Trebuie menținut că pe tot parcursul creșterii bocilor se scoate ulei esențial, deci înlăturăm ulei esențial. Oxalicul poate să rămână. De ce scoatem ulei esențial? Fiindcă are un miros puternic și influențează luarea în creștere a bocilor. Oprim colectarea de polen, deci nu se mai colectează nici polen. Se oprește rama oarbă. O să o las în stup, dar nu cred că o să o mai folosească colonia, nu o să o mai crească mai departe. Iată, aceasta e colonia. Deci acestea sunt aspectele de menționat. Alte aspecte importante pentru a avea o siguranță în a crește reginele e formarea cupulelor. Au fost făcute cu o oră aceste cupule din ceară. Așa, oxalicul o să rămână în stup. Da, ulei esențial. Bun, o să începem prin extragerea ramei oarbe. Am introdus rama oarbă la mai multe colonii, fiindcă nu știam exact care colonii vor crește aceste boci. Facem rama oarbă. Iată ce frumos au clădit. Parcă ți-e și milă să ași o oat matcă aici. Au oat matca în imediat. Bine, dacă ea dorește, o să-i las la îndemână această
mă uit după matcă, ca să știți, o să dureze un pic mai mult probabil, unde consider eu că prea mult acolo voi opri filmarea, adică voi opri, voi tăia la editare. Oricum matca e prin zonă. Bun, văd că îi place foarte mult să construiască, aici avem albinele cerifere. Acestea vor veni aici în spate. Am să-i o las. De menținut acum sunt ouă, se poate extrage într-o săptămână. Apilar nilu. Bun, pe mine interesează mătcuța în momentul de față. Oricum e prin apropiere pe aici. O să pun pauză și o să revin după ce găsesc matca. Poate să dureze mai mult sau mai puțin, în funcție de cum am eu norocul acum. De obicei o găsesc destul de repede. Bun, fiindcă n-am găsit, aceasta este o ramă cu cuiet care trebuie să eclozeze imediat în zilele următoare și va veni, e temporar aici, din cauza că nu până găsesc masca, e temporară poziția ramei. Totuși, cred că o să pun pauză. Aici, ca să înțelegeți, este o ramă cu puiet larvar. Această ramă va veni. E aici mătcuța. Bun. Am găsit-o pe matcă, nu mai trebuie să punem pauză. O pun imediat în vecinătate, aici, ca să nu stresez matca, eu ani de zile am tot zis că izolez matca și gata, o izolez. Nu e corect treaba făcută. Dacă izolez matca într-un stup orizontal, atunci trebuie să aibă urdinișul deschis, deci pe partea reginei să aveți urdinișul deschis, fiindcă va putea lucra matca în continuare, în condiții foarte bune. Bun, iată, găsim matca foarte repede, nu mă așteptam. Bănuiam că este aici în apropiere din cauza că este o altă ramă clăditoare. Continuăm cu ramile care oricum ea deja își face ea boci naturale, încă nu e în stadiu de roire, dar e blocat. Bun. Fiindcă e blocat, această ramă va fi cu hrană, o lăsăm aici. Următoarea ramă. Să vedem câte rame voi pune în partea stângă. Are resurse pentru a crește boci. Foarte bune resurse de a crește bocile.
timp pe piept, lăsăm tot în partea dreaptă. Așa, lăsăm în partea dreaptă. Frumos! Deci mai încape încă 3 rame. Următoarea ramă este plină cu miere, căpăcit proaspăt. Aici avem căpăcit proaspăt, ia. Galben frumos, foarte fain. Când avem așa un cules foarte bun, nu mai trebuie să dăm sirop în creșterea reginelor. Așa, foarte fain. Mergem mai departe. O altă ramă cu mâncare. Păstură. E altă ramă care mai mult spre blocaj, așa. Astea le voi pune aici și le voi extrage la un moment dat. După ce termin de crescut reginele respective. Așa. Trecem la următoarea. Patre câinile la pisici, ce să le faci? O altă ramă faină. Tot aici, deci cred că aceasta este ultima ramă care va veni cu... A venit cu bocile. Deci cam aceasta e configurația în partea dreaptă. Acum să trecem în partea reginei, fiindcă ea are nevoie de spațiu de oar și ideal ar fi să-i aduc o foaie aici. Acum mă duc să aduc o foaie, o să editez filmul, o să mai tai câte ceva din film, fiindcă durează anumite lucruri. Am adus ce îmi trebuia. Nu mă așteptam să fie colonia într-un stadiu așa avansat de dezvoltare. Și acum o să mut lăzile ca să-mi fie mie mai ușor. Asta o să o îndepărtăm. Colectorul de polen nu va fi activ. Doar îl pun pentru orientare. Luăm lada și punem pe cealaltă în locul ei. Thank you.
Asta e. Foarte fain. Acum, cum am zis, o să schimb unghiul camerei, să se vadă mai bine. Să venim și mai aproape. Așa. Bun. Deci am zis că îmi trebuie o foaie acolo. Punem o foaie aici. Așa. Iar acolo punem o ramă. Iată, aici avem o ramă acum construită. Mătcuța n-a ajuns, deci e bun de oat, de a pune ouă. Punem aici. Între Hahnemann și ultima ramă o să las un pic de distanță, cam așa. Chiar dacă nu o să fie ideală treaba, da? Am învățat anumite lucruri de-a lungul timpului. Bun, deci matca va avea libertate și plus urdinișul deschis acolo. Acum următoare din rame mai am 3. Asta e cu puiet în toate stadiile. Da? Și punem în buzunar, unde urdinișul va rămâne deschis. Asta este important, să-i lăsăm urdinișul deschis. O altă ramă cu mâncare. Aici avem mâncare. Așa. Iar aici mai punem o foaie. Mai punem o foaie aici. Nu știu exact cum va evolua, cum va decurge, dar așa am calculat eu spațiul pentru această colonie. Așa. Luăm rama șmecheră. O să vă zic imediat și despre ea. Și mai introducem ultima ramă de margine. Care are foarte multă miere pe ea. Bun. Așa. Deci, în mare parte am configurat această stup pentru a crește boci în prezența reginei. Aici o să aduc o diafragmă.
în partea asta punem o diafragmă. Și am terminat de configurat zona reginei. Bun. Acum ne vom ocupa de zona bocilor un pic. Ca să înțelegeți ce avem de făcut. Deci, aici avem pupulele făcute din ceară de azi și larvele le vom muta mâine. În momentul acesta așez așa și vin cu secretul mare a acestei operațiuni. Secretul mare a acestei operațiuni constă în acest recipient plin cu miere. Cum voi proceda? Voi lua miere și voi pune pe acestea așa un pic ca să atrag albina să se familiarizeze cu mirosul acestei rame. Mâncând din această miere, o să se familiarizeze cu, adică va prelua mirosul din miros această ramă, cât mai repede posibil. Punem un pic și pe pupule. Da. Am tot felul de sunete în zona, de toate categoriile posibile. Foarte bine. Acum mai urmează de făcut doar să lăsăm la îndemâna albinelor să organizeze ele cum vor vrea. Una mi s-a desprins, ui bai, asta este. Oricum dau 20 și aproximativ 10 aș prefera să fie luate în lucru, să zicem așa. Bun, după ce am dat această miere, introducem rama înapoi. Am mai pierdut o cupulă. Bun. Acum strângem ramele și cam asta este. Deci aceasta este prima etapă în a lua în creștere boccii. Așa. Am calculat să pot eu obține bocile astea mult mai repede în construcție decât ar intra ele în friguri. Ia să vedem, le place la albinuțe mierea asta? Le-am dat la albinuțe. Eu mai trebuie să pun o diafragmă aici. Mai punem o diafragmă aici, să nu fie spațiu liber.
oxalicul îl punem înapoi. Un oxalic pun aici pentru ce va ecloza, iar aici pentru ce va fi. Le place mierea la albinuți. Bine. Cam atât. Închidem stupul și revenim mâine la el, când voi muta larve în celulele respective. Ce este de menționat, este important să poți să crești reginerul, să zic așa, și pentru tine să ai un control asupra reginelor care le faci tu. Bun, cam atâta pe ziua de azi. Până data viitoare, numai bine!